Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și lui tău. Să ne vrem avite. De la ușa mormântului și fă-ți veniți de vedeți locul unde ază cu Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Dar cum mergeau ei să vestească? Merge și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat pe când noi dormeam. Dacă o să Dumnezeu o putere absolută pe care o avem și noi azi, sufletul nostru. Atunci, luând Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Cred nestrămutat că nimeni dintre noi nu poate lăsa la voia întâmplării viața sa, darul lui Dumnezeu.
dăruită de El din iubire, este darul unic și cel mai de preț, se impune ca noi să avem o grijă deosebită față de trupul și sufletul nostru. A nimicit împărăția întunecată a Satanei, a dezrobit neamul omenesc totdeauna cele mai mari și nepătrunse taine. Yeah.